Nistor, aruncă balonul în care Botoșanul iese, Papu respinge și se dă fault la portar. Papu nu se simte deloc bine, în aceeași situație este și Sofia Musa, e nevoie de intervenția medicilor, iată și staful medical al lui Dinamo își face apariția pe teren, pentru că Pap și Musa acuză probleme medicale cu adevărat importante și e nevoie de o reacție rapidă din partea medicilor. Da, Musa se alege cu capul spart acolo, cred că și Papu este groghi. Revedem momentul în care Nistor aruncă balonul în care adversa a fost și offside. A fost și offside acolo și într-adevăr Pap și Musa, sigur, Pap urmărește balonul și îl lovește cu brutalitate, spune pe colegul său. Nici nu l-a văzut pe Musa. Are probleme mari. E nevoie de intervenția ambulanței, pentru că Sofia Musa este într-o situație delicată în aceste momente. Pap pare ceva mai ok, dar nici el nu este bine. L-am văzut pe Miron, pe capitanul Botoșanului, și a pus mâinile în cap în momentul în care a conștientizat cât de serioasă este problema lui Sofia Musa. A fost într-adevăr o lovitură puternică încasată de atacantul Botoșanului de la colegul său, de la propriul portar, de la Pap. Noi revedem însă momentele plăcute din această partidă. Golul superb al lui Sorescu. Cât de bine plasează cu capul în diagonală Sorescu după centrarea lui Neicuțescu. Și apoi golul Botoșanului. Faza pleacă de la degajarea portarului Pap. Aici Corbu trimite nefericit într-o zonă a terenului în care balonul este preluat de Reghi Ofosu. Ofosu așteaptă pe Ongenda. Acesta nu este atacat de niciun jucător al lui Dinamo. Trimite un șut periculos. Respingerea lui Piscitelli este greșită în față și Sofia Musa marchează simplu pentru 1-1. Sofia Musa, cel care trece acum prin momente dificile, da, va fi transportat la spital cu ambulanța. Sofia Musa este într-o stare tare complicată. Se roagă jucătorii Botoșanului, iată-l pe Așcovski, este pe margine și se roagă pentru sănătatea colegului său. Momente teribile aici pe Național Arena. Sofia Musa încasând o lovitură puternică, practic a luat un pumn în față de la propriul portar, de la Pap, cel care a urmărit balonul, a boxat mingea, dar l-a lovit tare de tot și pe colegul său, pe Sofia Musa. Tunisianul bandajat serios la cap, este urcat pe targă și va fi transportat la spital cu ambulanța. Este încurajat de colegii săi, Sofia Musa. A fost montat acolo și un guler cervical. Da, momente teribile. Momente de panică aici pe Național Arena. Să sperăm că starea de sănătate a lui Sofia Musa se va îmbunătăți. Aplauze din partea fanilor lui Dinamo. Iată un gest de sportivitate, un gest de omenie, dacă vreți. Fanii lui Dinamo aplaudându-l pe atacantul echipei adverse, pe Sofia Musa, cel care traversează o perioadă tare dificilă, o perioadă complicată, după ce a fost accidentat de colegul său, de portarul Papu. Suntem în al 7-lea minut al prelungirilor, dar de minute bune jocul este întrerupt aici pe Național Arena din cauza accidentării lui Sofia Musa. Tunisianul părăsește terenul cu ambulanța, din păcate. Să sperăm că veștile
ceea ce privește starea de sănătate a lui Musa, vor fi dintre cele bune. La acest scor, Dinamo acumulează 10 puncte, o egalează pe Șepși, dar nu reușește să treacă peste Șepși în clasament, și asta pentru că Șepși are un golaveraj mai bun. Botoșanul